Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Numele Adevărului la Goș TV. Suntem în direct, astfel că ne puteți vedea live pe pagina de Facebook a televiziunii noastre, Goș TV. Aștept comentariile dumneavoastră și pe Facebook și la telefonul care este afișat ca de obicei 0753 112 210. O să discutăm în această seară despre introducerea noilor măsuri fiscale care se răsfrâng atât asupra firmelor, cât și asupra, în primul rând, asupra angajaților. Este o mare necunoscută, se tot discută, nu se știe deocamdată care vor fi efectele acestor măsuri. Guvernanții ne promit că vor avea efecte benefice, că se va resimți puțin în buzunarul fiecărui angajat, puțin însemnând doar câțiva lei, după unele calcule făcute. O să încercăm să aflăm mai multe de la invitații noștri din această seară, domnul Eduard Berca, de la consilier local în cadrul la PNL. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit. Și, de asemenea, alături de noi se află și domnul Viorel Petcu, consilier local de la PSD. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit. O să încercăm să discutăm în această seară, în partea a doua emisiune, și despre hotărârea care a fost luată de Consiliul Local Târgu Jiu cu privire la angajarea unei case de avocatură sau a unui avocat care să reprezinte primăria în procesul cu ANAF privind raportul care a stabilit un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de lei privire la iluminatul festiv, încheierea unor contracte pentru iluminatul festiv din iarna anului 2010-2011. Primăria a contestat acel raport care a găsit 6 persoane din cadrul primăriei. Unii mai lucrează, alții nu, în cadrul primăriei de cheltuirea în mod ilegal a banului public. Așa cum am spus, o dezbatem acest subiect și în partea a doua emisiunii, dar începem cu ceea ce s-a întâmplat astăzi. Guvernul a introdus noi măsuri fiscale, toată lumea se teme de ceea ce se va întâmpla, se teme că veniturile pe care le vor primi în urma aplicării acestor măsuri se vor reduce. Domnule Petcu, sunteți om de afaceri, ați făcut calcule până acum, ce se va întâmpla? Vor primi mai mult, mai puțin angajații dumneavoastră, că Nu aveți se și noastră întâmplă aveți o firmă absolut nimic. importantă? Vor primi exact atât cât primesc și acum. În niciun caz aceste De măsuri guvernanță nu. spun că vor primi cu câțiva lei mai mult, cu 3 lei, unii spun cu Bine, domnule, aia 8 până lei, acum 9 nu lei. e nesemnificativ Dar de ce în ecuația primesc? asta. Că am și eu niște nedumiri. Ce primesc tot la fel în condițiile în care impozitul pe venit se reduce de la 16%? Noi vorbim aici de un net. Da? Deci, contribuțiile care erau în sarcina angajatorului și, atenție, erau de fapt aferente angajatului, dar erau în sarcina Pe angajatorului plătea le și achita. le achita angajatorul, acum vor trece la angajat și atunci brutul, ce voi face eu? Voi crește brutul cu acel procent de Păi dacă vreți, 22,25%. dacă nu vreți. Dom'le, vedeți aici în sectorul privat. Dacă vreau mâine pot să măresc salariul sau să-l micșorez unui angajat. Dar rămâne Depinde. o marjă de nesiguranță pentru angajat. Păi de ce să rămână? Dacă vrea patronul să crească salariul, dacă nu vrea, Dom'le, dacă este rămâne cu interesat, salariul mai mic. dacă este interesat de acel om, păi putea să o facă de alaltăieri. Păi, e salariul minim, 1450 cât Păi, la oblig. oricum este clar că nu poți. Păi. Nu poți să reduci sub. Aici nu se pune problema, aici e o chestie acoperită. Și acoperitoare și cum vreți dumneavoastră. Deci nu se pune problema. Se pune problema de salariile mai mari decât salariul minim. Acolo este. Dacă și la salariul minim este temerea asta, chiar că nu mai înțeleg. Bine, oricum, din punctul meu de vedere, a fost așa, niște perdele de fum aruncate pentru că ceea ce este numită sau a fost numită de președintele Iohannis Revoluția Fiscală, nu știu dacă avea și ghilimele în exprimare sau nu. Așa, această revoluție începută astăzi nu se referă doar la transferarea în integralitatea lor a contribuțiilor spre angajat. Mai sunt și alte chestiuni.
Și în primul rând legat de introducerea directivei europene aia cu impozitarea... Dar n-a comentat nimeni, domnule Petru, cu privire la acel... N-a comentat nimeni. Și s-a că toată lumea a fost, n-am auzit pe nimeni să se împotrivească. Au fost perdele de fum aruncate tocmai ca să nu mai fie importantă discuția care... Da, ce s-a discutat în spațiul public era chiar spuneam că sunt perdele de fum. Da, era chiar un proiect de lege introdus în Parlament care la un moment dat a fost retras de parlamentarii puterii cu privire la... Așa s-a discutat în spațiu public. Proiect de lege? Cu impozitarea profitului să rămână în țara de... A existat un... Din câte știu eu, și poate aici mă ajută colegul Eduard Berca, a fost un proiect al Partidului Liberal vis-a-vis de introducerea domnului Avram, dacă nu mă înșel. Anul trecut. Da. Deci, e adevărat. Dar, mă rog, așa, dacă discutăm despre treaba asta... Nu s-a finalizat. Așa... A fost pus pe ordinea de zi. Dacă intenția... Mă rog, acum... De exemplu, și trecerea, numai puțin dacă îmi dați voie, și trecerea contribuțiilor de la angajator spre angajat în integralitate a fost la un moment dat gândită la Ministerul de Finanțe în perioada în care Gabi Biriș, Gorjan de anul era secretar de stat. O să vină vineri la Târgu Jiu să aibă o conferință la Universitatea Constantin Brâncuș. Da, mă bucur să... Gabi Biriș este chiar un om de toate isprava și un gorjan adevărat. Cum vedeți, domnule Berca, situația aceasta? Ca foarte, foarte, foarte multe tensiuni în societate de la aceste noi, de la aceste noi măsuri. Se anunță chiar greve, o grevă generală. Sindicatele sunt împotrivă. Patronatul, domnul Petcu are o altă opinie, dar în general asociațiile patronatului... O să-mi cer scuze că de fapt n-am concluzionat. Spuneam că toate discuțiile sunt perdere de fum. Un muncitor bun, un angajat bun în sistemul privat va primi, e posibil să primească bani mai mulți decât acum. 3 lei. Nu. Va să primească pentru că dom'le, dacă angajatorul consideră că îi aduce bani în firmă... Domnul Petru, dacă vrea să o facă, o făcea de acum. Deci nu, haideți să corect, nu aruncați... Păi ce? Ce să aruncăm? Să crească, să crească salariul. Dacă îl plătea de un privat, îl plătea de când îl plătea. Păi și acum de ce ar scădea salariul? Și acum, haideți să vedem de ce. Pentru că sunt simulări care s-au făcut. Și vă dau doar două exemple. Unul care mă privește, colegii mei, lideri de sindicat, la solicitarea federației, în momentul în care s-a demarat discuția cu revoluție, chiar o revoluție, gândiți-vă că din câte știu eu, din câte am văzut că se discută, se comentează, nicăieri în lume nu există un astfel de sistem în care contribuția să fie doar în sarcina angajatului. Da, și colegii mei lideri de sindicați au făcut apel la noi și ne-au prezentat, ăsta e un document intern, niște simulări în care pentru noi, care avem un sistem diferit de plată în sensul în care brutul e brut, dar sunt și bonusuri care influențează, sunt pierderi salariale. Al doilea exemplu este Dacia, care anunță că pe baza creșterii brutului cu 22% o să scadă salariile nete cu între 2 și 700 de lei. Mai e problema în locul modificării sau practic reînnoirii a 6 milioane de contracte de muncă până la 1 ianuarie. 6 milioane de contracte de muncă. Asta e o problemă. Așa. Deci, în momentul de față, confuzia e puțin spus, haosul ăsta fiscal care se întrevede, din punctul meu de vedere, este o premiză și știți foarte bine, cu toții, a unei deprecieri a monedei naționale. Pentru că economia reacționează foarte rapid, da, și organic la chestii de genul ăsta. Indicele de creștere a prețurilor a explodat.
în ultima lună, ultimele două luni. Moneda s-a depreciat. Cât s-a depreciat? Păi a crescut. 0,05 bani, dar a crescut. Da. Domnul Petcu, eu poate acum că acum este 4,59, a lei. Fost și 4,61. Vindeți în lei, da, vindeți în lei. Nu, eu vă vreau să vă spun că moneda a fost de fluctuația cursului. Și 4,61. Dar acum este 4,59. Dacă a ținut deci, BNR-ul a ținut frâu, BNR-ul. BNR-ul deja transmite semnale către zona de că de nu mă, n-o să mai sprijine. Că n-o să mai sprijine. Deci, pentru mine, momentul ăsta este un serial prost, cu actori proști, cu un regizor prost, da? Care mă confuzează, cum să vă spun eu, mă năucește. Vă introduce o anumită temere. Absolut. Credeți-mă, am probleme în sensul în care discuțiile pe care predictibilitatea vis-a-vis de nivelul câștigului salarial, care mai era la un moment dat până acum, la oameni, nu zic că va persista. Că nu se vor clarifica lucrurile de la 1 februarie încolo, să spun așa. Dar în momentul de față este o și asta nu se datorează poate consistenței acestor măsuri. Da? Că reducerea impozitului pe venit nu e rea. Pe de altă parte... Da, scade și veniturile scade venitul local. Bugetare. Înțelegeți? Da? Pe cum facem deci, acum? Că a ieșit primarul la Oradea spunea cu milioane de euro. Ne-am grăbit cu toții. Haideți, dați-mi haideți. Voie că păi. Termin și vă las să da. Vorbiți după aia pe noastră. Da? Ne-am grăbit cu toții să încărcăm secțiunile de funcționare pe salarii, pe secțiunea de salarii, cât s-a putut. Toată lumea a făcut asta. Nu știu ce previziuni, câte calcule la nivel de buget național sau prognoza că deci ăstea știți foarte bine și dumneavoastră este baza, este structura cel puțin la Târgu Jiu este coloana vertebrală a bugetului local. Da? Deci e pur și simplu, cum să spun, repet, e aceea concluzia mea asta. E un film prost, cu actori proști, cu un regizor Dragnea prost, regizor, da? Făcut pentru... Ați uitat de scenarist, domnule. Scenariști proști, da? Imagine proastă, comunicare proastă, deci, că o fac chiar pe șes cu ordonanță de urgență, da? Ca și în repetate rânduri. Deci e aiurea, cum să vă spun, haideți... Uniunea Europeană, închei cu asta, ne transmite tot felul de... și vis-a-vis de modificările la legii, la codurile penale. Deci am zis tot felul de semnale și noi continuăm cu o atitudine balcanică e prea poetic spus, să zic așa. Cu atitudinea de asta, de idioți de la colțul Europei, da, care facem totul pe șest, un coleg, că și asta chiar închei, îmi spunea ieri, venit de la București, că majorarea asta, practic, a brutului s-ar dori un sprijin, un suport pentru Dragnea, astfel încât să se stabilească pragul ăla la un anumit sub care să convină tuturor, știi? Deci Dragnea, că avea pragul se pe... Se răsfrângă, da. Da. Bine. Deci, interpretări. Se da, face supoziții este, multe. Este, din punctul deci... meu de vedere, care sunt dependent de economia da. Reală, de banul omului. Și eu sunt mai mult decât dumneavoastră, domnule Berca, dependent nu de știu economia cât de reală. Mult în condițiile în care ai 20 de concurenți. Noastră nu prea aveți. Nu. Da, deci eu sunt într-o piață extrem de dinamică în care suntem 20 și ceva, 30 și ceva de toți, dar nu sunt toți pe aici. Mai mare. Ce să spun? Concurența deci, creează progres. Competitivitate. Progres, corect, dar vreau da, să vă spun, așa. Nu știu cât de deci, greu e asta. E foarte greu. Apropo, dumneavoastră spuneați, păi, nu, la modul foarte ce nu vorbesc de, nu, dumneavoastră spuneați așa. Zice, domnule, sunteți la putere, da, că da, nu știu așa. Cât de greu vă este de păi, asta, domnule. Ce are, că era să păi zic este, acum, cu... Este domnul Petcu. Ce să fie? Ce? Eu n-am nicio relație și n-am avut vreodată când am fost sau n-am fost. Ar fi culmea că vă prind ani. Păi nu, dar eu la mine totul e la vedere, totul e transparent, totul...
Deci nu am, în concluzie, nimic de ascuns. Spuneați dumneavoastră că, dom'le, ne-am umplut schema de personal de nu știu ce. Nu, mă refer la costuri. Păi, la schema de personal, domnule. Rețineți, costurile, am mai salariu. Deci costurile, mărirea de salariu cu, prin această... Și scad veniturile. Trecere. Nu scad, domnule, pentru că... Păi, deci, cum, nici, dacă mai, scade cum? Cota de impozit? Domnule. Deci veni. Domnul Berca, la buget, dacă... Nu mă refer la veniturile proprii, da. Domnul Berca. Și, da, și deci primarul dumneavoastră, primarul Capitalei a tras un semnal de alarmă în privința aceasta. Stați să ne înțelegem. Adică stați să ne înțelegem. Da. Deci colega banii... Domnului colega domnului... Da. Deci, stați să ne înțelegem. Bani. Banii care se duc la bugetul consolidat al statului... Se întorc la local. Sunt aceiași. Păi domnule. Vorbim cu mici 2-3 lei în plus sau în minus. Păi, haideți că vă spun de unde. Deci vă referiți la creșterea brutului și atunci crește baza de impozitare, nu? Crește baza de impozitare, se aduc mai mult bani în, la fondul de pensii, la alte bugete, se reduce cota de impozitare de la 16% la 10% pe unele segmente. Astfel, oricum, la ora actuală, din bugetul de stat se duceau 20 de miliarde în bugetul de pensii. Prin chestia asta măcar se echilibrează cât de cât. Nu mai trebuie să dai din bugetul de stat acolo. De fiecare să creezi deficite și acolo și acolo. Deci ei se duc acum, se colectează mai mult în fondul de pensii și mai puțin în bugetul de stat. Dar oricum bugetul de stat venea și intervenea și echilibra bugetele astea. Deci banii sunt aceiași. Nu să ne... că scad veniturile statului. Nu scad. Deci, practic, nu scad. Niciun avantaj din treaba asta. Nu, domnule, dacă vreți, avantajul este unul. Crezi că pe încasările care... la investat? Nu, în auzire scop banii sunt aceiași. Păi sunt aceiași. Da? Deci nu crește nimic. Dar nici n-am spus că cresc nici veniturile salariale prin această manevră. Stai să nu, să o legăm. Creșterile salariale sunt una. Pentru că dumneavoastră ați recunoscut da, că dacă vrei... Da, păi asta, dar nu mă condiționează nimeni de nici de legea asta. Deci dumneavoastră nu mă condiționează. Eu dacă aia 22% i-adaug și dacă nu, nu. Păi eu dacă nu i-adaug la unul de care am nevoie, îmi pleacă. Corect. Păi, așa, dar la altul de care n-ai nevoie, îl tai afară. Îl dau afară, de ce trebuie să-i mă diferențură? Păi aia e chestie clară. Sau lăsați cu salariul diminuat. Nu, domnule, dacă nu mai îmi trebuie, îl dau afară. Deci haideți să nu ne învârtim. Deci în privat lucrurile sunt și simple și complicate. Dar revenim la ce spuneam. Această măsură nu are nici... dacă vreți, are un lucru bun pentru angajat. Și angajatul este mai protejat prin faptul că contribuția fiind în integralitate în sarcina sa, angajatorul este obligat, sub sancțiune penală, să o plătească. Până acum, partea de care era în sarcina angajatorului nu era sub sancțiune penală. Și... Dar tot se plătea. Mai mult sau mai puțin. Datele oficiale arată că vreo sume colosale. Nu din se partea angajatorului. Asta e situația în care Totuși, o firmă importantă, un de afaceri serios, nu cred că își permite să facă astfel de... Vreți să vă dau exemplu de un om de afaceri foarte serios care mai angajează mulți? Nu foarte mulți, 14.000, nu știu, fi mulți, fi puțini. Da. Complexul energetic cu Oltenia, care de-a lungul timpului a tot înregistrat. Astfel de... Că le-a reglat în timp, că nu le-a reglat, că le-a așa, dar... pierderea aia imensă, o parte s-ar putea să fie și pe la bugetele de stat. Că ei au, dacă vă amintiți, au avut niște sechestre puse. Da, vă amintiți? Nu e vorba de sânii complexe, e vorba de celelalte entități care l-au format. Dar nu cred că... În zona asta, hai să spunem. De multe ori, deci la complex, chiar se lăudau cu acest lucru că își plătesc la timp, toate n-au datorii la bugetul de stat. Ei, vedeți că aici, la bugetul de stat. Dar la bugetul asigurărilor de stat? Nu, dar sunt diferit. Da, e acolo intervine deci, angajatul. Și aici e o treabă de comunicare, vorba domnului Berga. Deci, nu știu, poate vorbesc prostii, dar poate că nu. Dar la CNH, Complexul Energetic Hunedoara. Acolo e clar și sunt milioane și mici, zeci, sute de milioane. Nu au plătit nimic de ani de zile. Păi ce crede că vor plăti acum, dacă nu de unde?
domnule, dacă nu plătesc, se pot duce la pușcărie. Până acum nu se... Erau... Acum, vorbind de o unitate tot de stat. Astea sunt marile... Știți că o mână spală deci, pe alta. Nu. Haideți, dacă vrem disciplină, trebuie până la urmă să facem o disciplină și în cadrul unităților de stat. Că... Da. Și păi, o faceți, politic. Da, eu nu înțeleg o chestiune. Guvernul, că a avut mai multe întâlniri cu privire la noile măsuri fiscale, a avut, nu a reușit să convingă sindicatele, nu a reușit să convingă nici patronat cu privire la aceste măsuri, că sunt benefice aceste măsuri. Se pregătesc oamenii de greve. Așa. Pot să răspund, vis-a-vis de patronat. Păi sigur că patronatul este deranjat de treaba asta. Tocmai prin prisma sancțiunii penale pe care, la care se expun prin neplata de la 1 ianuarie înainte a taxelor aferente. Dar deci și asta de schimbatul contractelor de muncă, de schimbatul sistemelor de salarizare, de schimbatul alea... Deci toate, practic, tot ce înseamnă raportarea acum vis-a-vis... De acolo urgența. Unu. Și mai am ceva de spus apropo de dumneavoastră. Dumnezeu, am făcut niște simulări. Dumne, simulările puteți face de mâine, dacă vreți. Sau de când va fi publicată ordonanța monitor oficial. Că da, atunci aveți un clare. Algoritm clar. Păi nu știu. Dacă eu am văzut tot felul clar. De simulări. Acum am văzut și pe un coleg de al dumneavoastră seara la televizor. Doi colegi, de fapt. Unul cel puțin a fost... Zicea, domnule, aplicăm la brutul de 1000 de lei 22,5 și de dus 1022, nu știu cât. Că zice, dacă la niște astea mai mari, adică se vede clar că omul nu prea știa despre ce vorbește, avea să colecție și încerca să... Și-a uitat între timp niște cifre, niște cuvinte, că dacă aplici ceva mai mic la ceva mai mare, îți dă totdeauna mai mare. Și aici ai, matematica asta are întotdeauna 2 plus 2 la matematică face 4. Nici 3,9, nici 4,1. Bun. Și spuneți că tot ce s-a întâmplat până acum, adică o declarație ca patronatului de la Dacia, să zicem, care au spus foarte clar... Cred că își permite Dacia să facă, să nu plătească contribuțiile. Estimează scăderea sau... salariului net între 200 de lei și 700 de lei. Dar au mai spus ceva. Simulare. Nu. Au mai spus așa. Ceva. Au mai spus ceva. Că fac din... această economie o vor redistribui... În majoră salarială. Nu. Sub formă de premii la sfârșitul anului. Aia e și mai rău. Păi de ce să fie mai rău? Păi vă spun că e și mai rău. Păi dacă aici păi, ei au niște chestii de deci, competitivitate, eu clar. Ceea ce... Da, mă rog, nu știu, dar să vedem cum deci, va fi. Eu nu cred că... Eu pot să vă spun doar atât. Da, colegii mei, pe sistemul nostru, repet, un sistem care caută să răsplătească performanța, da, să dau bonusuri și se fac majore de salarii. Au făcut simulări și au spus că scad veniturile. Mai faceți, domnule, și mâine, că aveți algoritmul. Până acum și ne vedem mâine, că... mai facem o emisiune mâine seară? Săptămâna viitoare, probabil. Viitoare. Că... Păi, mai fi evenimente. De mâine vedeți noastră, eu nu vă contest pe noastră dacă discutăm de salarii de salariu minim plus 22%. Nu contez lucrul ăsta, că e posibil să se întâmple. Da? Dar eu discut de salarii care sunt create, sunt menite să încurajeze performanță. Și aici discutăm de sistemul privat. Așa. Da? Sistemul de calificări, de practic de plată a calificării, a experienței și așa mai departe. Că pentru asta e simplu. Da? Cum spuneați și mai devreme. Bă, am un om bun, zdup. Fac pe dracu un 4, da, asta în condițiile în care ai 2, 3, 7, dacă sunt mii de oameni la care să trebuie să creezi un algoritm individual până la urmă sau pe anumite segmente, pe mulți zeci de calificări, cu sute de, eu știu, situații. Ok. Da, ce faci? Să mă lămuresc. Că atunci îți trebuie program de salarizare nou, sau intervenție masivă pe cel care l-ai ca să buchisești pe acolo tot felul de alea. Deci cum să vă spun, dom'le, deci noi avem așa un dar, da? Suntem noi români, da? Deci luăm întotdeauna sau creăm sau inventăm
ceea ce alții au experimentat cu zeci de ani în urmă, cu sute de ani în urmă și au convenit la un moment dat că nu merge. Că știu că a mai fost o experiență cu, dar nu mai știu, n-am dat. Dom'le, dar de-aia e revoluție, domne. Adică dacă e revoluție... Deci recunoști că e revoluție. Da. Da? Bun. Avea dreptate, Ioanis. Ioanis, asta e problema noastră. A spus chiar de aventură, aventură fiscală. Dar ce vreau să vă mai întreb... Și mai am, mai puțin, mai am o întrebare pentru domnul Berca. Da, domnul. Să mă lămuresc. Bonusurile, sistemul dumneavoastră de bonusare nu era introdus până acum în brut? Avea altă... Ba da, era în brut. Dar era ținat de... N-a trebuit să vă deranjeze. Acum ai mei o să fie nevoiți, având în vedere că a crescut brutul, deci practic trebuie să renegociez condițiile. Colegii mei cu toții trebuie să ne renegociem condițiile. Trebuie să ducem acele procente în altă zonă. Care procente? De bonus. Că alea toate se raportau la brut, la un salariu de bază. A, sigur, și ce asta e mare. Înțelegi, un salariu de bază. Da, aveam o parte fixă și venea partea variabilă. Crește %25% și acum scade bonusul procentual cu... Păi, dacă se raporta la brut. Care în matematica domnului Petru se rezumă la 2 plus 2. Domnule, deci, nu mai e că trebuie să schimbăm 6 milioane de contracte, că trebuie să schimbăm informatica, programele informatice, vezi, toate chestiile. Odată este revoluție, deci, dacă vrea să dar când PSD reload de ăsta care face tot felul de, deci un an și ce, de când e cu Domnule, dar când s-a schimbat cota la TVA, nu înseamnă intervenție pe sistem la toate lucrurile și la toate astea. Păi domnul Petru, uitați-vă, domnul Petru, în țările astea care ne înconjoară pe aici și de câte ori s-a schimbat în 20 de ani sistemul fiscal? Predictibilitatea asta macroeconomică contează în decizia unei entități economice. Contează. Dom'le, oricum, că noastră sunteți capabili. Eu vă întreb, date fiind prostiile astea care se întâmplă, de te uite, în sistemul meu, anul trecut de 3 ori s-a schimbat legislația. Am discutat cu colegi, am venit un coleg la mine în verificare, ce băi, aveam 3 maldere de acte, da, de dosare, ca să văd, bă, mai făcea câte unul reclamații. Stai puțin, la ce drag de legislație se referă? Dumneavoastră puteți să faceți luați în business-ul noastră o pauză o pentru că trebuie să ne... măcar pe 6 luni. Luați o pauză pentru că trebuie să ne oprim cu o scurtă pauză de publicitate. Ne revedem după 5-6 minute. Ne-am întors la emisiunea Numele Adevărului. Alături de mine în seara, în această seară, se află domnii Eduard Berca, consilier local de la PNL, și de asemenea Viorel Petcu, consilier local de la PSD. O mică nelămurire, domnule Petcu, pentru că s-a anunțat că fiscalitatea nu va crește, ci va fi un transfer al contribuțiilor dintr-o parte în cealaltă, dar s-a introdus, apare acea taxă de solidaritate sau cum cheamă, de 2,25%, care înseamnă ceva, care totuși e o taxă nouă introdusă. Este o garanție pentru angajați că vor beneficia de... E un fond de garantare a salariului sau cum? Nu, a salariului, a salariaților pentru probleme medicale, pentru astfel de probleme neprevăzute. Asta este o chestiune care funcționează în toată Uniunea Europeană. Deci nu a inventat guvernul PSD roata asta. De ce există atâta opoziție în societate și din partea sindicatelor și din partea patronatului? Oare n-a reușit guvernul să transmită... Probabil că da. Să informeze sau astea, care? Haideți să, dacă vreți, ai lor au fost mai buni de gură decât ai noștri. Ai lor fiind cine? Ai lalți. Sindicatele, patronatul, adică toată lumea, practic. Nu, nu, se, deci efectul se poate scurent, multiplica. Efectul se poate multiplica dacă... Se anunță și poate să... Vedeți? În continuare, tensiunile... Ce înseamnă ai noștri și ai lor? Deci ai noștri sunt guvernul, parlamentul, deci... PSD-ul, membrii de partid, ai lor no, sunt orezi. Asta este... Asta a spus dumneavoastră. Nu, nu, nu.
Eu am spus pur și simplu ca o glumă. Da. Dumneavoastră luați pe... Păi, acum și dumneavoastră, dacă... Păi. Ce să spun? Da, tensiunile nu se opresc, adică... Da, să vedem, nu știu ce să spun. Dom'le, eu asta am spus din capul locului, că este o măsură, din punctul meu de vedere, benefică, dinainte de 4-5 luni de când a fost anunțată. Ceea ce este total anapoda este TVA-ul split. Aia este o... Și spunem pe mare porcărie. Și cu, nu se poate nu aplica? Înseamnă că țin... Păi spun că va fi mai mare nivel de încasare, disciplină mai... Unde, domnule? Că de fapt cele mai singura categorie de firme sunt cele din insolvență care oricum în proporție de 98% oricum nu plătesc niciun leu. Ălea s-au intrat în insolvență ca să ducă, deja pregătite, cosmetizate, frumos, aranjate. Nu mai... Mai sunt unii fraieri ca mine care s-au trezit în insolvență și se chinuie de 3 ani jumate să iese și eu voi reuși să ies. După ce am plătit toți creditorii sau aproape toți, mai am foarte puțin, n-am niciun leu datorie la stat, la niciun fel de buget, că e de stat, că e asigurărilor sociale, că e așa. Și eu, de exemplu, voi intra în categoria asta, că în mod normal... perioada de reorganizare se termină în aprilie. Dacă se introduce la 1 ianuarie... Mai prindeți câteva luni. Păi nu prinde, că nu știu dacă mai poți ieși. În aprilie. Și asta e o întrebare, că nu... Nu se știe iar la fel, că nu există... hai să nu zicem simulări, cum făcea domnul Berca pe aceea. Să vedem ce scrie în lege sau în ordonanță ce-o fie. Păi, da, plan, TVA-ul tot trebuie achitat, dar celălalt, separat. Nu e așa, deci una e să-l plătești pe 25 ale lunii viitoare și alta e să-l plătești imediat când l-ai încasat, când poate mai ai o altă, e vorba de lichiditate de atunci. Sigur că în 2-3 luni, dacă ai acest surplus de lichiditate, lucrurile se reglează, dar până atunci... Și până se află în dificultate foarte multe firme din cauza rulajului acest care trebuie să existe. Sunt foarte multe firme care se află în dificultate, în primul rând, datorită statului român, care face legea și o și aplică. Face legea pentru el și o aplică cum știe el și în folosul lui. Acum asta e altă poveste. Acum începe să vă criticați propriul guvern. Nu critic propriul guvern, domnule. Asta este valabil pentru toate guvernele care au fost și care vor fi. Domnul Petcu e un martir. Domnul Petcu suferă pe metereză. Nu, domnule, suntem un om normal. Pesedismului, dar... care spun lucrurile sau încep să spun lucrurile pe nume. Și care sunt bune, le spun că sunt bune, care, din punctul meu de vedere, nu sunt bune, spun că sunt prostii. Ce vedeți? Cu scăderea plății la pilonul 2 de pensii, cum n-aș vrea să comentez aceea, că nu sunt... Dați-mi voie să comentez. Aceea poate să comenteze domnul Berga, ca ce să pricepe lumea. Pentru că... Deci, din punctul meu de vedere și al celor care au apucat să spere că pilonul 2 va fi un suport real, și mă refer și la noastră, dacă sunteți aici în zona asta, probabil ați... Păi, am fost obligat să... Eu nici nu știu, nu cred că am prins pilonul ăsta al 2 de mai. În 2008. Nu, cred că... 2008, dacă aveai 35 obligatoriu, până în 45 valutare. Cred că nu am dal de astea. Deci, a fost cea mai sănătoasă decizie, din punctul meu de vedere, primul pas, pentru că mai erau pași, la momentul respectiv de urmat, erau pași anual de făcut vis-a-vis de contribuția care se vira către gestionarii privați ai acestor fonduri, urma și pilonul 3 să fie legiferat la modul cele pensiile facultative să fie legiferat în sensul facilităților, reducibilităților fiscale și mai departe. Și n-a mai fost. Dar cum
previziunile vis-a-vis de bugetul asigurărilor sociale în România, zilelor de azi, spun că în următorii 20, 30, 40 de ani, 20 și chiar mai repede, da, bugetul asigurărilor sociale nu va mai putea să susțină plata pensiilor, iar bugetul consolidat pe baza estimărilor de datorie externă și mai departe, nu va mai putea să furnizeze acea diferență de bani. Deci, practic, e posibil, deci previziuni de economie, macroeconomie și de substanță spun că e pilonul 1, practic, pensiile de stat, vor intra în colaps. Caz în care eu, hai să zic că eu mai apuc ceva, că mai am 15 ani, dar dumneavoastră, care mai aveți 20-25 de ani, singura speranță de a concretiza o pensie cât de cât, că nici acolo nu se adună bani foarte mult, să știți, la pilonul 2. Acolo, important, interesant, era perioada lungă de investiție care îi dădea șansa, posibilitatea administratorului privat să fructifice banii aia, să investească, să-i luă și mai departe. Acolo ai certitudinea că banii ăia sunt ai tăi, cum nu ai la stat. Da? Aici ai sistemul pe ANGO, da? Pun, s-a plătit pensia, s-a dus, s-a dispărut banul. Acolo era banul tău. Asta este o cum să vă spun, eu dacă o să ies în stradă vreodată, bine, nu știu dacă s-a legiferat prostia asta, sper să nu. Ba da, astăzi a trecut această... Și? Nu. Deci cred că s-a stopat, practic, contribuția către, na, din ce a zis, s-a către asigurător. Nu s-a diminuat. Sau a rămas facultativă. Probabil s-a diminuat la 3,1 sau 3,5. Nu știu. Din câte știu eu, nu s-a luat nicio decizie. Nu s-a luat o decizie, dar dacă se va lua eu, Berga, dacă se iau o decizie în sensul ăsta, iau pum barcar, dar de gât și ies în piața prefecturii, vă anunț de acum. Pentru că este singura mea speranță, plus că din bruma aia de câștig mai cotiză și la pilonul 3. Este singura mea speranță să am un venit la pensie. Nu mai e pilonul 1. Nu aveți mai mare încredere în pensia de stat? Nu am încredere în pensia de stat. Păi am înțeles că se va majora de la 1 iulie 2018. Eu vă spun foarte clar, deficitul bugetului de asigurări sociale de la an la an, domnul Petcu trebuie să îi dă față și poate să verifice, crește de la an la an. Intervenția statului din bugetul general în bugetul de asigurări este mai mare de la an la an. O estimare în timp, ce nu? Păi uite-te, dumne, că e statistic. Dar nu-i... Deci, de ce credeți că datoria externă, da, ați văzut cu cât crește datoria externă a României pe zi, cu zeci de mii de euro? Deci, de ce credeți deficitul, că... Deficitul... Stați puțin, să încercăm... Ați se reglează că pleacă o România afară. Nu. Sau o parte din un astfel de reglaj, de exemplu, așa. O altă chestie care este benefică prin mutarea asta a contribuțiilor. Cresc contribuții la este, nu, se mută contribuția la bugetul asigurărilor de stat va fi mai mare și sigur e o reducere, dar nu discutăm despre asta acum. Așa. Oricum se va reduce deficitul prin această mișcare. Dacă se reduce, se reduce de azi încolo. De azi încolo, până acum, până azi. Deci, discutăm până azi. Dumneavoastră vreți să spuneți perioada, că se colectează deci a fost la nivelul perioada, necesarului? Deci a fost o perioadă în care, într-adevăr, deci aveam deficit de miliarde de euro, acum se reduc de la 1 miliard la 100 de milioane, zice că e bine. Vorbiți pe rând. Îmi pare rău să o spun, dar așa. Creșterea asta a deficitului a fost în perioada 2008-2012. După 2012 nu înseamnă că n-a mai fost, că deficitul n-a mai crescut, dar nu atât de accelerat. O măsură reparatorie a acordării acelor 3 milioane de pensii pe care românii l-au uitat acum, pensia minim garantată. Da, au uitat-o, aia 3 milioane. Dacă nu mă înșel, aia a fost înainte de 2000. Păi da, dar a fost efectul ăsta de care spuneți noastră. Ideea, haideți să vă spun așa. Efectul a venit atunci. Vreți să mai, dar 3 milioane jumate de români au primit un venit, da, care nu le-a fost recunoscut timp de
17-18 ani. Dacă România menține creșterea economică... Care creștere, domnul Petru? Asta care este înregistrată. Domnul Petru, lasă-o încolo, domnule, că o știi foarte bine cum e creșterea. Lăsați, asta este varianta PNL. Păi nu e, domnule, dar e aia analizată de Banca Națională. Astăzi, la ora actuală, există 6.300.000 de contracte de muncă și 5 milioane de pensionari. Deci, nu vorbesc de numărul persoanelor, numărul contractelor de muncă a depășit numărul pensionarilor. Păi sunt de acord cu asta, dar contribuția plătită de mine din salariul meu sau ăla ce care are salariul minim asigură nivelul unei pensii medii? Pensia medie în România acum, pensia medie este de 1000 de lei. Așa. Contribuția medie la buget cât e? Că pot fi 4-500. Da? Bine, de ce salariu aveți? Păi nu, medie am zis. Da. Deci, da? Domne, cât o fi? Și atunci la diferența ora, de unde e? Domne, la ora actuală... Că există un dezechilibru, da? Există un dezechilibru și astăzi, anul ăsta, acest dezechilibru este de 20 de miliarde. Păi dacă se menține această creștere economică, dumneavoastră o contestați, s-au creat 120 de miliarde. Păi contestați, contest creșterea, că ai fi tâmpit să o contest, că o raportează o instituție care cred că cât de cât e destul de... obiectivă. Dar eu spun altceva. Nu. Da? Așa cum încercam să discutăm aici. Dacă acele colectări la bugetul de asigurări de stat, da, sunt în creștere, ar fi, ar putea să fie, ar putea să... Dar n-a zice nimic, domne. Păi da, domne, dacă da, economia spune crește, că peste 20 de ani, așa, numărul locurilor de muncă. Revizuie speranța. Da? Anul ăsta s-au creat 120.000 de locuri de muncă. Așa spune statistica. Sunt 120.000 de contracte noi încheiate anul acesta. În sectorul productiv? Da. Păi sunt 5 milioane și ceva în sectorul productiv și 1 milion la privat. Stai, la stat. La stat. Scuze, 1 milion la stat și 5.300.000 în sectorul privat. E sigur? Da. Bun. Datele de la statistică. Azi. Sunt în sectorul productiv, ăla care generează și contribuții. Da, da. Da. 120.000. Da. Da. Nu, nu, nu. 120.000 de locuri nou. Acum nu știu din ăștia 120.000 dacă toate au fost eu. Vă dau un exemplu. Cifre. Păi da, nu. Deci în Gorj, eu în ultimele 6-7 luni de zile de angajare n-am auzit decât la stat. Să mor eu? Păi, în ultima perioadă, de 8-9 de exemplu, de exemplu, în ultima perioadă complexul a mai fost făcut Oltenia este de stat, bine la altă afară. Dar sunt o grămadă de alte instituții care sunt de întreprindere. Da, bun, hai care să zicem au... că discutăm într-adevăr și aici este important. Depinde de confortul care l-au și de satisfacția care au muncitoria. Să se creeze și acele locuri de muncă plătite cu salariu minim. Da? Cum știm cu toții că se vehiculează paci. Mă refer la fabricile de cablaj și e foarte bine. Da, e foarte bine și pentru bugetul de stat, pentru bugetul propriu al venituri ar primea și cote de falcate și mai departe. E foarte bine. Numai să se mențină lucrurile astea și să se gestioneze corect. Păi este simplu, pentru că văd mâine. Mâine. Că, uite, spuneați apropo de TVA. Știți bine că acolo e... În păi, TVA mă e... Rog, dar este marea simplu, evaziune. Așa. De-a lungul perioadei astea post-decembriste, singurele perioade în care a crescut economia a fost alea în care a guvernat PSD-ul. Lăsați, domnule, guverneu să, PSD-ul să guverneze. Păi când au guvernat democrații, cât a fost creșterea? Ia aduceți-vă aminte. Aia de un an de zile s-a mers așa, a fost din... Și cu cât s-a închis, ziceți... Aia nu-i guvernarea, aia e tot... Guvernare tehnocrată pe decizie politică a PSD-ului. Domnule Petru, dar nu știu cât de... Nu, asta a fost așa. Vă întreb cât de reală, pentru că sunt tot felul de discuții. E creșterea aceasta, chiar dacă e reflectată în salariul omului, în condițiile în care combustibilul crește și în loc de 100 de lei trebuie să bag combustibil de 120 de lei. Cresc toate tarifele la gaze, la energie electrică. Atunci, domnul Berta a fost acum în Italia, mașina a fost domnul Berta. Nu.
Ce creștere, eu vă spun că am fost acum cu mașina. Ce creștere reală se mai reflectă în salariul? Era prețul prea mic la noi. Era prețul prea mic la noi. Nu, aveți de nerăbdare. Eu vreau să spun că anul trecut am cumpărat benzina din Austria sau Germania, de înveți dumneavoastră, cu 1,2 euro și acum am cumpărat cu 1,4. Da. Atâta. Nu spun mai mult. Da, da. Deci n-a crescut. Baza de impozitare la ei e alta. Da, da. Apropo, eu vorbesc de anul trecut până anul ăsta. La noi, nu știu, o fi crescut. Vedeți că și la acolo mai sunt benzinării care mai diferă foarte mult. Eu de pe autostradă iau și anul ăla și anul trecut și anul ăsta. Deci anul trecut, și anul trecut și anul ăsta am luat benzină pe autostradă. Bun, asta este. Sunt câteva lucruri cu totul diferit. Una e creșterea economică și alta este rata inflației, care așa, alta este indicele ROBOR, altul este indicele de creștere a prețurilor. Mă înțelegeți dumneavoastră? Deci PSD-ul e ca o gorilă în junglă care se bate cu pumnul piept. Am creștere economică, știi? Nu, ăla e Tarzan. Nu, gorilă. Așa, uite ziceai ce, în limba gorilească, știi? Da, da, pe de altă parte, îi se uscă bananele în copac, știi? Îi se termină apa din ăla, pentru că asta se întâmplă. Prețurile cresc, spuneați de combustibil. Uitați-vă la prețurile alimentelor și aici o să-i rog pe toți cei care, dacă se uită la noi acum, să verifice, de exemplu, cu cât a crescut prețul la unt, la lactate, de exemplu. Da? Domnul Petru. Da, domnule, deci eu vreau să vă spun un singur lucru. Cu cât a crescut prețul la legume, da? Asta să se uite, să se uite, deci din 6, da, anul trecut pe vremea asta. Că era pe untul 3 lei și ceva, cu 6. Piața e liberă, domnule. Domnul Petru, lăsați-o în durere de piață liberă. Un mesaj piața de la liberă... un telespectator, pentru că avem foarte puțin timp la dispoziție. Domnule Petru, vorbiți cu lipsă de respect față de patronat. Cine este motorul economiei? În opinia dumneavoastră, există un studiu public care să indice ce se va întâmpla? Vă întreabă Radu Ciocoiu. Și-a dat și numele. Eu nu am spus, doamne ferește, cum să am o lipsă de respect față de patronat. Sunteți și aveți și această calitate. Da, doamne ferește. Eu am spus numai că prin această măsură se responsabilizează mai mult decât până acum, dacă vreți, o parte a patronatului. Vă rog să ne dați exemplu de o țară europeană concret care percepe o astfel de taxă. Probabil că se referă la... De solidaritate. Da. Franța. Păi lasă, e vorba de... Păi, ce? Nu, aici era fondul de accidente. Deci, domnul Petru, deci, fondul ăsta de accidente funcționa de mult timp. Da. Care era în sacina angajatorului. Numai că era 0,5. Da. Da? Deci acum s-au trezit dânsii, da? Să nu-i mai spună fond de accidente, să-i spună fond de solidaritate, că dă mai bine, și să-l facă de jumate. Nu, în Europa există... Nu i-a spus din asta, i-a spus altcineva fond de solidaritate. Un nou mesaj. În Europa există țări, mai ales cele dezvoltate, care percep diferite nivele de TVA, mai puțin pentru hrană și medicamente, mai mult pentru bunurile de larg consum și mult mai mult pentru produse de lux. Așa e și în România. Așa e și la noi. Numai că la noi, în bunurile de lux, este acciza mai mare. Nu, care e tot la fel, o taxă indirectă, deci funcționează în același, sau are același regim de funcționare ca și TVA-ul. Dacă te amintim asta de prețul la combustibil, aduc aminte că am avut un invitat în cadrul emisiunii, un spaniol care derulează o mică activitate agricolă la Bustuchin, probabil că îl cunoașteți, da. Și se mira cum e posibil ca România, o țară care... are rezerve mari de petrol și produce combustibil, să prețul la benzină și la motorină să fie mai mare decât în Spania. Unde în Spania, spunea el, nu există așa ceva. Nu... Păi întrebați-l pe domnul Petru, cine a vândut petrol? Deci, haideți că vă spun eu. Cine a vândut petrol? Pentru motorina folosită în agricultură se dă o subvenție. Echivalent a unei părți din acciză. Nu, 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 nu.
N-are pașaport. Domnule, el a fost, dacă vreți, cine consens. Cine a vândut pe drumul? Lasă, domnule, cine a semnat cine a e una și cine l-a vândut e alta. Deci, păi, la vânzare a fost legea aprobată în Parlament, consensul... Deci, nu. Cine a vândut pe drumul? Nu mai putem... Eu nu. Păi dumneavoastră? Dar niște tovarăși de-aia dumneavoastră. Nu mai putem, ne apucăm acum să... Bine, nu mai putem acum, de deja sunt chestii. Uite, domnule, întreba un spaniol, domnule. Haideți că vă spun eu, domnule, asta e chestie de propagandă PNL. Ce propagandă, domnule? Nu, clar, ce să ne mai... Ce aia de la cu spaniolul? Păi ce ăla, o fi membru PNL sau ce? Dar el, păi da, el avea posibilitatea să și sigur... Să ia benzină de acolo, să ducă cu cisterna. Nu, domnule, să trebuie să facă. Hai, domnule, lăsați-mă cu... Nu, probabil că se referea la... Păi și vorbesc la fel. Păi, probabil că pentru motorina pentru agricultori este subvenționată de către stat. Nu se referea la motorina de la folosită în agricultură. Dom'le, țițeiul, indiferent, da? Indiferent că este extras de aici sau din altă parte, prețul lui este cel stabilit la bursa de nu știu unde, de la Londra sau de la New York și ăla e prețul. Trebuie să ne oprim aici. Mulțumesc pentru prezență în cadrul emisiunii. Sper că am mai lămurit sau răbun. Poate mai rău. Am făcut mai... Am băgat lumea al mai mare confuzie. Nu, de mâine o să citească, dar cine este interesat, că apar mâine, poi mâine o să apară documentele oficiale. Și normele? Probabil că normele, nu știu dacă atât de repede, dar oricum principiile de bază și regula algoritmului este descrisă în lege. Ne oprim aici, mulțumesc pentru prezență în cadrul emisiunii, mulțumesc că ați fost alături de noi, doamnelor și domnilor, ne vedem și mâine seară, tot de la ora 21, o seară liniștită în continuare.